Salutare! Să se afle două numere, a căror sumă este 27, iar produsul lor este 180. Pune stop la filmuleț, încearcă să rezolvi tu, și apoi o să vedem împreună cam cum s-ar rezolva. Ești gata? Să se afle două numere. Păi nu știm care sunt aceste două numere, le putem denumi, să spunem A și B. Deci să se afle cele două numere, înseamnă cât este A-ul, cât este B-ul, a căror sumă este. Sumă, adică adunarea celor două numere se cunoaște, iar produsul, cunoaștem și înmulțirea celor două numere, este 180 și ne pune să le aflăm. Păi este foarte simplu. Ce am putea să facem? Sau cum am putea să facem? mă gândesc că am putea să-l scoatem pe A din relația a doua, deci aul, să spunem că este 180 supra B, și să le înlocuim în prima și o să ne dea 180 supra B plus B este egal cu 27. Aducem la același numitor, adică înmulțim cu, amplificăm cu B și va fi 180 plus b la puterea a doua, egal cu 27b. Trecem totul de aceeași parte a egalității: b pătrat minus 27b plus 180 egal cu 0 și ne aducem aminte de rezolvarea ecuației de gradul al doilea, care ne spune că dacă avem situația generală ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, soluțiile reprezintă minus coeficientul lui x plus sau minus radical din delta, delta este coeficientul x la puterea a doua, deci b pătrat minus 4 ori coeficientul x, de x pătrat înmulțit cu termenul liber supra 2 înmulțit cu coeficientul x pătrat. Asta este formula de calculare a soluțiilor. În cazul nostru, ecuația este dată în b pătrat, deci în locul lui x ar fi b, adică cele două soluții, b1, 2, reprezintă minus coeficientului B, care minus minus 27 este 27, plus minus radical din B pătrat, adică coeficientul lui uh, termenului uh, acesta la puterea a doua minus 27 la puterea a doua este 27 pătrat, minus 4 ori numărul care coeficientului B la puterea a doua, ori termenul liber. Da, exact aceeași formulă de aici, numai că în locul lui X avem B. Iar aul pe care îl vedem aici este 1, B-ul pe care îl vedem aici este minus 27 și c pe care îl vedem aici este 180. Deci minus 4 ori 180 supra 2. Și acum ar trebui să calculăm eu cred că o să-mi descompun 180-ul că aș vrea totuși să văd dacă nu pot să... sau să mă apuc să calculez. Da, hai să ne apucăm să calculăm. Deci 27 la puterea a doua. Este 29, deci este 27 plus minus radical din... 729 minus 2. Aici o să ne dea radical din 9, care este 3. Deci prima soluție este 27 plus 3, 30 pe 2, 15. Și a doua soluție, 27 minus 3, adică 24 2, 12 și pentru fiecare din acești, aceste valoare ale lui b vom afla una. De exemplu, dacă B-ul este 15, A-ul va fi 27 minus 15 care înseamnă 12 iar dacă B-ul este 12 B-ul este 12, înseamnă că 27 minus 12 care înseamnă 15. Deci, practic, oricum le-am luat soluțiile sunt pentru cele două numere 12 cu 15 sau 15 cu 12. Răspunsul final nu contează cum le scriem. Cele două numere sunt unul este 12, celălalt este 15. O zi superbă să aveți!